Dragi musafiri, stimați invitați, frați și surori, în momentele următoare aș vrea să vă rețin atenția cu un cuvânt din Scriptură, din Vechiul Testament, cartea a doua a prorocului Samuel, capitolul 9, vom citi începând cu versetul 1 până la versetul 13, cuvântul lui Dumnezeu. Pagina în Biblie 333-334. 2 Samuel, capitolul 9, începând cu versetul 1, facem liniște în sufletele noastre, cu multă atenție și cu mult respect, vă invit să ascultăm Scriptura. David a zis, a mai rămas cineva din casa lui Saul ca să-i fac bine din pricina lui Ionatan? Era un slujitor din casa lui Saul numit Siba, pe care l-au adus la David. Împăratul i-a zis, tu ești Siba? Și el a răspuns, robul tău da. Împăratul a zis, nu mai este nimeni din casa lui Saul ca să mă port cu el cu o bunătate ca bunătatea lui Dumnezeu. Și Țiba a răspuns împăratului, mai este un fiu al lui Ionatan, o loc de picioare. Împăratul a zis, unde este? Și Țiba a răspuns împăratului, este în casa lui Machir, fiul lui Amiel, la Lodebar. Împăratul David l-a trimis să-l ia din casa lui Machir, fiul lui Amiel, din Lodebar. Și Mefiboset, fiul lui Ionatan, fiul lui Saul, a venit la David, a căzut cu fața la pământ și s-a închinat. David a zis, Mefiboset, și el a răspuns, iată robul tău. David i-a zis, nu te teme, căci vreau să-ți fac bine din pricina tatălui tău, Ionatan. Îți voi da înapoi toate pământurile tatălui tău, Saul, și vei mânca întotdeauna la masa mea. El s-a închinat și a zis, cine este robul tău ca să te uiți la un câine mort ca mine? Împăratul a chemat pe Țiba, slujbașul lui Saul, și i-a zis, dau fiului stăpânului tău tot ce era lui Saul și tot ce avea toată casa lui. Tu să lucrezi pământurile pentru el, tu, fiii tăi și robii tăi, și să strângi roadele, ca fiul stăpânului tău să aibă pâine de mâncare. Și Mefiboset, fiul stăpânului tău, va mânca întotdeauna la masa mea. Și Țiba avea 15 fii și 20 de robi. El a zis împăratului, robul tău va face tot ce poruncește împăratul, domnul meu, robului său. Și Mefiboset a mâncat la masa lui David, ca unul din fiii împăratului. Mefiboset avea un fiu mic, numit Mica, și toți cei ce locuiau în casa lui Țiba erau robii lui Mefiboset. Mefiboset locuia la Ierusalim, căci mânca întotdeauna la masa împăratului. El era o loc de amândouă picioarele. Până aici cuvântul Domnului. Vă invit să reocupați locurile. Dragii mei, este o bucurie să fim adunați în seara aceasta la părtășie în locul acesta. După ce ne-am închinat înaintea lui Dumnezeu, ne-am rugat, am cântat pentru gloria Domnului, am ajuns la timpul pentru predică, când trebuie să ascultăm cuvântul lui Dumnezeu. Cred din toată inima ceea ce se spunea la motivația pentru rugăciune, de multele și feluritele avantaje care le avem atunci când venim în casa Domnului. Dar vreau să vă spun că unul din marile favoruri pe care le are Dumnezeu pentru noi și în această seară este că El prin Scriptură vrea să ne vorbească celor care suntem prezenți aici. Și dorința mea și totodată rugăciunea mea înaintea lui Dumnezeu este ca și în această seară, după cum are Dumnezeu hotărârea, după cum are Dumnezeu planul său, să se facă voia Domnului. În această seară aș vrea să vă rețin atenția din ceea ce am citit din Scriptură, un episod din Vechiul Testament, un episod trist, pe de o parte, frumos pe de altă parte, un episod din viața unuia dintre cei mai celebri împărați pe care i-a avut poporul evreu. Din momentul în care evreii, uitându-se la celelalte popoare, și-au dorit să aibă și ei împărat, Dumnezeu le-a dat un împărat. Primul împărat pe care Dumnezeu l-a pregătit pentru poporul evreu a fost un împărat frumos la chip. Biblia spune despre Saul că era mai înalt cu un cap decât toți ceilalți. Ba, la un moment dat se vorbea și de spiritualitatea pe care o avea împăratul Saul, pentru că s-a dus o vorbă în poporul evreu că și Saul ar face parte din rândul profeților, a prorocilor.
Dar omul acesta, datorită neascultării, a fost lepădat de Dumnezeu și Dumnezeu a ales pe cel de-al doilea împărat, om după inima lui Dumnezeu, și anume pe împăratul David. Pasajul din Scriptură care l-am citit ne vorbește despre momentul în care primul împărat a murit. A murit și fiul său, Ionatan. Și nepotul împăratului Saul, Mefiboset, a ajuns să plece undeva departe de Ierusalim. Cuvântul Domnului menționează că a plecat într-o localitate numită Lodebar. La evrei toate numele au o însemnătate, înseamnă ceva. Nume de persoane, nume de localități înseamnă ceva. Ruben, iată fiul. Simeon, ascultare. Iuda, lăudat să fie Domnul. Moise, scos. Maria, înălțătoarea. Lodebar înseamnă loc fără viață sau loc lipsit de verdeață, loc lipsit de pășune. Și undeva într-un ținut pustiu, nepotul împăratului Saul a fugit când a auzit că a murit și bunicul, împăratul, și a murit și cel care oarecum îi urma la tron, după rânduiala omenească, și anume tatăl său, Ionatan. Și atunci când ajunge acel om după inima lui Dumnezeu pe scaunul de împărat, face o strigare. Se aude în sala tronului o strigare. A mai rămas cineva din casa lui Saul? Atunci când s-a auzit prima parte a întrebării, probabil că toți cei apropiați împăratului s-ar fi putut zice, împăratul vrea să-i termine, așa cum se făcea în toate locurile. Atunci când venea un nou împărat, dintr-o altă seminție, dintr-o altă familie, termina cu toți cei care au fost legați și apropiați vechiului împărat. Dar David continuă și spune așa, a mai rămas cineva din casa lui Saul, ca să-i fac bine din pricina lui Ionatan, să mă porc o bunătate ca bunătatea lui Dumnezeu. Și atunci îi se aduce informația că mai este un nepot al lui Saul, un copil al lui Ionatan. David, cei care cunoașteți din Scriptură, a fost prieten apropiat, foarte apropiat. S-a purtat, David cu Ionatan s-au purtat ca și doi frați. Și atunci Mefiboset este chemat să fie adus la Ierusalim. Și David ia o decizie. Copilul acela nenorocit, o loc de amândouă picioarele, împăratul hotărăște să stea totdeauna la masa împăratului, să mănânce totdeauna cu împăratul. Și aceasta este, pe scurt, ceea ce am citit și v-am povestit, relatarea cuvântului din cartea a doua a profetului Samuel din capitolul 9. Din ceea ce am citit, dragii mei, și din ceea ce v-am povestit în această seară, cu ajutorul lui Dumnezeu aș vrea să aduc în fața dumneavoastră un subiect. Dar înainte ca să pun în fața dumneavoastră acest subiect, aș vrea să ne uităm puțin la copilul acesta, la tânărul acesta, la Mefiboset, care a ajuns să fie o loc de amândouă picioare, el, nepotul împăratului, fiul lui Ionatan. Biblia spune despre el că a ajuns undeva să trăiască într-un loc izolat. El era un fugar, deși era nepotul împăratului. Era bolnav, era sărac și a fost abandonat. La un moment dat, atunci când trebuie să se definească pe el, Mefiboset vine și spune înaintea împăratului David, și ascultați versetul 8, el s-a închinat și a zis, cine este robul tău ca să te uiți la un câine mort ca mine? Așa s-a definit Mefiboset pe el. Deci pe omul acesta, nepotul împăratului, fiul lui Ionatan, fugar, sărac, abandonat, o loc de amândouă picioarele, izolat undeva într-o cetate departe de Ierusalim, dacă ar trebui să-l definim cu un singur cuvânt, cum l-am definit? Aș vrea să vă gândiți, dacă ar trebui să-l definim cu un singur cuvânt, cum i-am spune acestui om? Cum l-am definit? Vreau să vă spun cum l-am definit eu. Eu l-am definit pe Mefiboset un nimeni. Un om care a ajuns un fugar, un om care a ajuns bolnav, a ajuns sărac și a ajuns abandonat. El a ajuns un nimeni. Și în seara aceasta, subiectul care am ales să-l aduc în fața dumneavoastră, l-am numit așa, Dumnezeu în căutarea lui nimeni. Sau Dumnezeu îl caută pe nimeni. Poate nu pentru toți cei care suntem aici se potrivește cuvântul acesta,
dar poate se potrivește pentru cineva. Pentru că eu am să mă opresc la trei situații. Am să mă opresc la situația aceea despre care vorbește cuvântul lui Dumnezeu, despre omul acesta care a ajuns un nimeni datorită împrejurărilor. Adică împrejurările i-au fost potrivnice. Situațiile de viață i-au fost potrivnice și a ajuns un nimeni. Poate este cineva în seara aceasta care, uitându-se așa pe firul vieții, face așa o retrospectivă și se gândește: și împrejurările din viața mea mi-au fost potrivnice și am ajuns un nimeni. Cea de-a doua subliniere este pentru cei care au ajuns un nimeni datorită păcatului. Pentru că păcatul te aduce în situația aceea că ești un nimeni. Și cea de-a treia subliniere este: Dumnezeul caută pe cel ce a ajuns un nimeni datorită alegerilor greșite. Adică alegi greșit în viață și ajungi un nimeni. Dumnezeu în căutarea lui nimeni. Și mă duc la prima subliniere. Dumnezeu în căutarea lui nimeni, cel ce a ajuns un nimeni datorită împrejurărilor. Și revin la Mefiboset, nepotul lui Saul, fiul lui Ionatan. Mefiboset era prinț atunci când Saul era pe tronul lui Israel și domnea. În ierarhia la tron, să știți că undeva între primii care ar fi trebuit să moștenească tronul împărătesc, era trecut, așa cum este la casa regală, era trecut și Mefiboset, după Ionatan, poate și după alții, dar era trecut și el în ierarhia aceea de la casa regală. Și împrejurările i-au fost potrivnice, pentru că atunci când s-a auzit, a murit Saul, în situații nu tocmai fericite, a murit și Ionatan, tatăl lui. Spune cuvântul lui Dumnezeu că doica lui a fugit cu el, a căzut și și-a rupt amândouă picioarele și a rămas olog de amândouă picioarele. Îi moare bunicul, îi moare tatăl și el ajunge olog. Împrejurările i-au fost potrivnice. Și Mefiboset, prințul de altă dată, ajunge un nimeni. Aș vrea să te gândești în seara aceasta la tine. Eu cunosc puține persoane, cunosc câțiva frați din conducerea bisericii și probabil că mai cunosc una, două persoane din biserică, de aici, din mulțimea aceasta, care suntem adunați. Dar aș vrea să te gândești, fiecare aș vrea să ne gândim la noi. Oare, n-am trecut și noi prin situații potrivnice, situații neplăcute, situații în care n-am fi dorit să ajungem și situațiile acestea ne-au adus în postura să ajungem un nimeni? Sau așa mai pe românește, să ajungem un zero. Dar atunci când Mefiboset, situațiile i-au fost potrivnice, în casa regelui, în casa împăratului, se aud o strigare. A mai rămas cineva din casa lui Saul. Vreau să-i fac bine din pricina lui Ionatan. În seara aceasta aș vrea prin vocea lui David, prin rostirea lui David, aș vrea să auzim rostirea lui Dumnezeu. Aici, în mijlocul adunării, aș vrea să-L auzim pe Dumnezeu care strigă: a mai rămas cineva? A fost cineva care împrejurările i-au fost potrivnice, situațiile de viață i-au fost contrare și a ajuns un zero? În seara aceasta am un cuvânt și cuvântul Domnului înseamnă mai mult decât cuvântul lui David. David spunea, din pricina lui Ionatan, Dumnezeu spune, din pricina lui Iisus. Dumnezeu spune, din pricina lui Iisus. Știți de ce se face evangelizare? Din pricina celui care într-o zi a spus, mă duc eu, mor eu. Știți cum spunea poetul creștin? Te văd dreptatea cea divină, cereai o jertfă pentru vină și pe altar te-ai pus pe tine, plătind tu prețul pentru mine. Mulțumesc și mă închin. O, Iisuse, miel divin, căci prin jertfa ta ne-ai dat harul vieții nesecat, lăudat fii, Doamne. Lăudat. Mefiboset a ajuns un nimeni datorită împrejurărilor, împrejurări potrivnice. Ce frumos este atunci când ai ajuns un nimeni și ai ajuns jos de tot, ai ajuns un zero. Să auzi un cuvânt. Am citit o întâmplare din viața scriitorului Lev Tolstoi, mare scriitor, și spunea că omul acesta avea obiceiul atunci când trecea prin oraș și întâlnea un cercetător să întindă ceva de milă. Și la un moment dat, trecând prin oraș, un cercetător i-a ieșit înainte și i-a cerut ceva de milă. Și scriitorul Lev Tolstoi s-a oprit și a luat portmoneul
a deschis portmoneul cu dorința să-l ajute. Și când și-a deschis portmoneul, a văzut că portmoneul este gol. Și i-a spus acelui cercetător: fratele meu, îmi pare rău, n-am niciun ban. Și atunci cercetătorul s-a înseninat la față și a spus: astăzi am primit ce n-am primit niciodată. Nimeni niciodată nu mi-a spus frate, tu mi-ai spus frate, mi-ai dat ce nu mi-a dat nimeni. Și când am citit întâmplarea aceasta, m-am gândit, ce mult contează un cuvânt? Ce mult contează un cuvânt? Cineva i-a spus fratele meu, unui nenorocit, unui zero, unui nimeni de pe stradă, și a spus mi-ai dat ce nu mi-a dat nimeni. În seara aceasta, Dumnezeul cel veșnic, pentru cel care datorită împrejurărilor a ajuns jos de tot, vrea să dea viață veșnică, vrea să dea mântuire. A dat totul pentru noi, prin Domnul Iisus Hristos, mărit să-i fie numele. Și ce mult face un cuvânt din partea Domnului. Odată la Domnul Iisus Hristos au venit bătrânii iudeilor. Bătrânii iudeilor au fost rugați de un sutaș, altfel de sutaș, de cum erau majoritatea sutașilor. El era oarecum frate cu Corneliu. Și bătrânii de ei s-au dus la Domnul Iisus Hristos și l-au rugat să-i vindece robul. Robul sutașului era grav bolnav, era pe moarte. Și spune Sfânta Scriptură că atunci când au venit bătrânii de ei și au spus Domnului Iisus: face să-i faci bine la acesta, iubește neamul nostru, el ne-a zidit sinagoga. Domnul s-a arătat dispus să meargă în casa sutașului. Când a auzit sutașul că vine Iisus, s-a uitat la el și a spus un cuvânt mare și a spus: Doamne, nu sunt vrednic să intri sub acoperământul meu. Zi doar un cuvânt și robul meu va fi tămăduit. Și a spus Iisus un cuvânt. Știți ce spune Biblia? Chiar în ceasul acela, robul sutașului s-a tămăduit. Și mult contează un cuvânt. Să spune Iisus în seara aceasta, pentru cel care a ajuns jos, jos de tot, pentru cel care a ajuns un nimeni, poate fugar, poate izolat, poate un loc de picioare. Eu nu știu în ce situație, dar să spună Iisus în dreptul acelei persoane: viață, ridicare, mântuire, cer, rai. Să spună Domnul Iisus Hristos. Ce mult contează un cuvânt din partea Domnului. Ce mult contează cineva să vrea să-ți facă bine. Mefiboset a venit cu strângere de inimă. Încerc să-mi-l imaginez pe Mefiboset, adus de alții, o loc de amândouă picioarele, tremurând a venit la Ierusalim, tremurând a venit în fața lui David. Dar David îi spune: nu te teme. Știți că Dumnezeu a lăsat în Biblie de 366 de ori cuvântul acesta: nu te teme. Chiar pentru anii bisecți, când luna februarie are 29 de zile, Dumnezeu a lăsat un nu te teme. Mai mult decât David, spune Dumnezeu: nu te teme, vreau să-ți fac bine. Seara aceasta este seara de părtășie, de zidire sufletească și evangelizare, pentru că vrea Dumnezeu la toți să ne dea viață veșnică. Mărit să fie Domnul! Să spună Domnul un cuvânt. Ce mult contează un cuvânt din partea Domnului, dar ce mult contează să fii totdeauna la masă cu Domnul, să fii totdeauna la masă cu Împăratul. În cartea Genesei, atunci când Iosif ajunge să fie închis în temniță, și când stă cu colegi de celură, cu doi slujbași ai lui Faraon, cel care pregătea pâinea și cel care punea băutura înaintea lui Faraon, el le tâlcuiește visurile, după 2 ani de zile își aduce aminte paharnicul de Iosif și îl aduce în fața lui Faraon, pentru că Faraon visase 2 visuri care însemnau același lucru. Și spune cuvântul Domnului, atunci când vine Iosif din temniță, adus din temniță să-i tâlcuiască visurile lui Faraon: pentru că lucrul acesta ți s-a arătat de 2 ori. Este un lucru hotărât. Și am luat așa ca un principiu biblic. Atunci când un lucru este spus în Biblie de 2 ori, sau o lucrare are loc de 2 ori, am luat ca un principiu biblic, este un lucru hotărât din partea lui Dumnezeu. Dar ce spuneți dumneavoastră despre un lucru de 4 ori? În cele câteva versete care eu le-am citit în seara aceasta, de 4 ori este scris: nimeni, Mefiboset, omul acela care a ajuns un nimeni, va mânca totdeauna la masa împăratului. Versetul 7, vei mânca totdeauna la masa mea. Versetul 10, va mânca întotdeauna la masa mea.
Versetul 11. Și Mefiboset a mâncat la masa lui David ca unul din fiii împăratului. Versetul 14. Mefiboset locuia la Ierusalim că își mânca întotdeauna la masa împăratului. Dragii mei, pentru cel ce a ajuns un nimeni datorită împrejurărilor, a hotărât împăratul să stea la masă totdeauna cu el. Frați și surori, stimați musafiri, stimați invitați, dragi prieteni, vrea Dumnezeu să stăm o veșnicie cu el la masă. Ce minunat va fi atunci, ce frumos va fi atunci. De 4 ori a spus împăratul David, va sta la masa mea, totdeauna va mânca la masa împăratului. Și să știți că e onoare ca să fii la masa împăratului. Mă, cred că fiecare în viață am ajuns să participăm la mese importante, frumoase. Mie mi-a rămas în minte și o spun cu modestie, mi-a rămas în minte o invitație care am primit-o, dacă nu greșesc, în urmă cu 9 ani de zile. La momentul acela eram implicat în lucrarea Alianței Evanghelice din România și împreună cu alte 6 persoane am primit o invitație la micul dejun cu rugăciune în ultimul an de mandat a președintelui George Bush. Vă mărturisesc că am fost onorat. Delegația era condusă la vremea respectivă de ministrul de interne și am plecat cele 7 persoane cu un program clar stabilit, micul dejun cu rugăciune la Washington, apoi trebuia să ajungem la Portland, să vizităm 3 biserici, de la 9 la 10 Biserica Pentecostală, 10 la 11 Biserica Baptistă și de la 11 la 12 Biserica Ortodoxă. Mi-aduc aminte când am plecat cu delegația respectivă, când am ajuns în Statele Unite, toți cei din delegație aveau pașapoarte diplomatice. Toți, începând de la miniștri, parlamentari și toți cei care formeau această delegație, cei 6, aveau pașapoarte diplomatice. Singura persoană cu pașaport ca toată lumea eram eu. Când am ajuns acolo, unde mă duc? Mă duc la Washington, mă duc la Casa Albă, la micul dejun cu rugăciune al președintelui Bush. Pentru că ceilalți din delegație aveau pașapoarte diplomatice, cei de la vamă s-au sesizat și au spus, oare să fie invitat și omul ăsta? Un pașaport obișnuit? Și a fost oprită toată delegația. Ne aștepta ambasadorul României în Statele Unite, care ne lua cu mașina, în seara respectivă am avut o recepție la ambasadă și au stat o jumătate de oră până s-au făcut verificările. Dacă un om simplu, așa cum eram eu, poate să fie invitat la micul dejun cu rugăciunea președintelui Bush. Și după ce s-au făcut verificările, a văzut că eram trecut acolo între invitați și eram și invitat, ne-au dat voie să plecăm. Dar n-am să uit niciodată, pentru că ei, asta a fost semnul de întrebare. Au venit toți, dădeam toate cele 7 pașapoarte odată și când toate pașapoartele au fost date, unul singur era pașaport obișnuit. Adică unui om simplu. Vreau să vă spun că Evanghelia și mântuirea lui Dumnezeu este pentru toți oamenii. Dumnezeu îi mântuiește și pe mici și mântuiește și pe mari. Mărit să fie Dumnezeu! Dar vestea bună și bucuria care o am este că Dumnezeu, pe cel ce a ajuns jos de tot, jos de tot și a ajuns un nimeni, îl caută Dumnezeu. Poate împrejurările te-au dus pe tine sau ajuns în situația aceea și te potrivește cuvântul acesta. Dumnezeu te caută și spun, mărit să fie Dumnezeu! Cea de-a doua subliniere. Dumnezeu îl caută pe cel ce a ajuns un nimeni datorită păcatului. Dacă împrejurările pot să ne fie potrivnice, așa cum a fost pentru Mefiboset, și el din prinț a ajuns fugar, a ajuns abandonat, a ajuns sărac, a ajuns undeva izolat. Vreau să vă spun că și păcatul te aduce în situația aceea că ești un nimeni. Am să vă dau 3 exemple din Biblie foarte scurt. Primul exemplu este una din pildele Domnului Iisus Hristos în Evanghelia după Luca, capitolul 18. Pilda fariseului și a vameșului. Domnul Iisus a spus pilda aceasta. 2 oameni s-au dus la templu să se roage. Și și-au făcut fiecare rugăciunea. Fariseul își făcea rugăciunea și aș vrea să vă imaginați așa pe cineva care în timpul rugăciunii s-ar fi plimbat aici pe culoare. Și se uita la noi toți care suntem aici, se uita așa de undeva de sus la noi și spunea, Doamne Dumnezeule, mulțumesc că nu sunt ca ceilalți oameni. Și apoi undeva acolo deoparte, așa spune Biblia, undeva deoparte, stătea un vameș păcătos care se bătea cu pumnul în piept și zicea, ai milă de mine păcătosul, ai milă de mine păcătosul. Și a spus Domnul Iisus, mai degrabă s-a pogorât
socotit acasă neprihănit vameșul decât fariseul. Știți ce doresc eu pentru seara aceasta? La finalul slujbei din această seară. Eu doresc în această seară, toți cei care suntem prezenți aici, când vom pleca acasă, să se întâmple cu noi ce s-a întâmplat cu vameșul de la templu. Nu că suntem. În bunătatea, în harul și în durarea lui, să ne socotească el neprihăniți. A mers acasă, socotit mai degrabă neprihănit, vameșul decât fariseul. Prin ochii fariseului, în mintea fariseului, vameșul era un nimeni, era un zero. Doamne Dumnezeu, le spunea fariseul, mulțumesc că nu sunt ca ceilalți oameni, nici chiar ca vameșul acesta. Și spunea el, ce face? Dragii mei, să știți că noi nu suntem mântuiți prin ceea ce facem noi. Noi suntem mântuiți prin ceea ce a făcut Iisus Hristos. Prin credința în Domnul Iisus Hristos. Și ce har, ce îndurare, că pe cel ce a ajuns un nimeni, undeva de o parte, care se bătea cu pumnul în piept și zicea, hai milă de mine păcătosul, și pe drept spune așa, îl socotește Iisus. Ne socotește Iisus. Neprihăniți. Mărit să fie Domnul Iisus. Ascultam odată un frate păstor care făcea următoarea mărturisire, că la o întâlnire de tineret, care au avut-o la biserică, au invitat un predicator. Și aveau ca și temă, ca și subiect a întâlnirii, cum ne purtăm cu cei de la marginea societății sau cu oamenii care au ajuns un nimeni. Și au invitat un predicator cunoscut și predicatorul acela a zis, merge la întâlnire tineret, dar nu merge la biserică, dar la întâlnire tineret, ceea ce vă spun eu, întâmplare adevărată. La întâlnire tineret, predicatorul invitat a venit mai repede. Și a venit mai repede și peste costum, la cravată, cum era îmbrăcat, și a luat niște haine jerpelite, o pelerină așa mai murdară, cu un capișon și s-a așezat pe o bancă în fața bisericii, cu ținuta aceasta dezordonată, peste ținuta oficială de biserică. Și au venit la biserică primii tineri, l-au văzut pe omul acela stând pe bancă, au trecut pe lângă el. A venit păstorul de tineret, l-a văzut pe omul acela pe bancă, a trecut pe lângă el. S-au dus toți în biserică, s-au umplut biserica de tineri. Era timpul de începere, când se înceapă slujba, păstorul s-a dus în față, zice, niciodată fratele invitat n-a întârziat, nu știu de ce s-a întâmplat de a întârziat. În momentul acela, persoana aceea de pe bancă, cu pelerina aceea murdară, veche, peste costum, a intrat în biserică, s-a așezat undeva pe ultimul rând. Spunea el, zice, în momentul acela s-a făcut loc liber pe lângă mine. Toți s-au oferit, toți s-au tras deoparte. Și păstorul gazdă, păstorul de tineret, cel care conducea întâlnirea, a spus, zice, nu știu ce s-a întâmplat cu fratele invitat, ce de-a întârziat, dar sperăm să ajungă, sperăm să ajungă. Și în momentul acela, de acolo de pe ultima bancă, s-a ridicat cel invitat și a pășit în față și când pășea în față și-a dat jos pelerina de pe el, și-a dat jos capișonul și a rămas în ținuta cu care a venit la biserică. Și în felul acesta și-a început predica cum ne purtăm cu cel ce a ajuns jos de tor, cu cel ce a ajuns un nimeni. Exemplul Domnului Iisus Hristos, fariseul, mulțumesc că nu sunt ca ceilalți oameni, nici chiar ca vameșul acesta. Frați și surori, dragi prieteni, eu nu știu cât de păcătoși sunteți dumneavoastră, eu știu cât de păcătoși sunt eu. Și mă uit la Apostolul Pavel, Apostolul Pavel care este un exemplu, este cel mai mare slujitor pe care l-a avut biserica nou-testamentală. Apostolul Pavel spunea în anul 59 după Hristos că el e cel mai neînsemnat între apostoli. Eu zic că a fost cel mai însemnat. Dumnezeu l-a folosit pe Pavel mai mult decât l-a folosit pe Petru. Gândiți-vă că Noul Testament are 27 de cărți și 14 Dumnezeu le-a transmis prin Apostolul Pavel. Cele trei călătorii misionare, bisericile înființate, lucrarea pe care o face omul acesta. Deci spune, eu sunt cel mai neînsemnat între apostoli. Cum apostolii au fost 12, ca și cum mai zice, ultimul între miniștri, dar tot ministru. Dar Pavel câțiva ani mai târziu vine și spune ceva de genul următor. Da mie, care sunt cel mai neînsemnat dintre toți sfinții, când scrie bisericii din Efes. Acum, fac următoarea ipoteză. Aș vrea să o luați ca și o ipoteză. Nu mi-aș permite niciodată să fac lucrul acesta. Dar aș vrea să vă gândiți că în seara aceasta m-aș adresa la o persoană de la balcon de aici din dreapta sau de la balcon din față sau de jos și aș spune unei persoane că este cea mai neînsemnată persoană din adunare. Cum v-ați simți? Păi nu confortabil. Dar dacă mi-ați spune mie, eu sunt cel mai neînsemnat în adunarea de astăzi,
aici la biserica de pe Albinei. Păi nu m-aș simți confortabil. Cu nici cel mai din frunte, dar nici acolo chiar ultimul. Acolo, la mijloc, la grămadă, știți? Și Pavel a spus, da, mie, care sunt cel mai nesemnat dintre toți sfinții. Și era la final de slujire. Era la final de viață. Era la închisoare. Și în una din ultimele epistole pe care le scrie, când scrie ucenicului său Timotei, scrie, o, adevărat și cu totul vrednic de primit este cuvântul care zice, Hristos Iisus a venit în lume pentru cei păcătoși, dintre care cel din tâi sunt eu. Uită-te la viața ta. Și eu spun în seara aceasta, cu toată sinceritatea, rugăciunea vameșului, ai milă de mine, păcătosul. Și Dumnezeu, pe cel ce a ajuns un nimeni datorită păcatului, îl caută. Mărit să fie Dumnezeu! Un alt exemplu din Scriptură. În Evanghelia după Ioan, cuvântul Domnului ratează întâlnirea Domnului Iisus Hristos cu femeia samariteancă. Femeia aceasta a ajuns un nimeni pentru societate. Pentru că teologii apreciază că atunci când s-a dus ea la fântâna lui Iacov, nu mai mergea nimeni. Ea s-a dus când afară, probabil erau plus 40, plus 50 de grade. Nimeni nu mergea la ora aceea să scoată apă. Dar pentru că în ochii celor din Samaria, în ochii tuturor celor care o cunoșteau, ea era un nimeni, era o păcătoasă. Dar Domnul Iisus vine și o caută. Pe femeia aceasta care a ajuns un nimeni și femeia aceea care pentru toți samaritenii era un nimeni, a fost una din cele mai mari evangheliste. Ea s-a dus și a trezit cetatea Samariei. Și dacă atunci când a mers la fântâna lui Iacov, a mers în ascuns, a mers în mod tainic, când a plecat de la fântâna lui Iacov, a strigat în gura mare, veniți de vedeți un om care mi-a spus totul! Și l-a proclamat pe Iisus că El este Mesia. Nu știu cum a relatat, mă uit la ce spune evanghelistul, dar știu ce spune cuvântul lui Dumnezeu, că au fost unii dintre samariteni care au crezut spusele acestei femei. A știu, s-a întâmplat ceva cu femeia aceasta. Dar nu s-au mulțumit cu atât. Biblia spune și lucrul ăsta îmi place. Spune că s-au dus și l-au ascultat ei pe Domnul Iisus. Și după ce l-au ascultat pe ei, s-au întors apoi la femeie și i-au spus așa. Acum mai credem din pricina spuselor tale, din pricină că l-am auzit noi înșine și știm în adevăr, El este Hristosul, Mântuitorul lumii. Eu îmi doresc ca toți să luați de bine. Este cuvântul lui Dumnezeu, răspunde ceea ce afirmă aici public în fața dumneavoastră. Dar m-aș bucura să mergeți acasă, să le cercetați și să vă convingeți personal că El este Hristosul, Mântuitorul lumii. În ochii samaritenilor și în ochii celor care o cunoșteau, samariteanca era un nimeni și o caută Iisus. Dacă ești aici, te uiți la viața ta, viața pe care o cunoaște primul Dumnezeu și apoi tu. Viața mea o cunoaște Dumnezeu și apoi eu. Te uiți la viața ta și zici, măi, când mă gândesc asta, asta, asta și contabilizăm noi toată starea de păcat în care ne-am bălăcit, zici și eu sunt un nimeni. Vreau să spun, te caută Iisus. Pe cel ce a ajuns jos de tot, datorită păcatului, îl caută Domnul Iisus Hristos. Cel de-al treilea exemplu. Odată un om, Simon fariseul, un om face un gest frumos față de Domnul Iisus. Îl invită pe Domnul Iisus la el acasă. Pregătește o masă pentru Domnul Iisus Hristos. Stă de vorbă cu Domnul Iisus. Când Domnul îi pune o întrebare, o judecă, bine, Simon. Dar se întâmplă, are loc un incident. O femeie păcătoasă. O femeie cunoscută în cetate. Dă buzna. Atunci când Simon avea musafir pe Domnul Iisus. Dă buzna, se aruncă la picioarele Domnului Iisus, începe să plângă. Cu lacrimile ei spăla picioarele Domnului. Cu părul capul le ștergea. Și atunci Simon, fariseul, gazda, cel care l-a invitat pe Iisus începe să gândească. Știți ce zice în mintea lui? Dacă ar fi proroc, ar ști cine și ce fel de femeie este femeia aceasta. Este o păcătoasă. În mintea și în ochii lui Simon fariseul, femeia aceea era un nimeni. Dar vă întreb, știa Domnul Iisus Hristos ce fel de femeie e femeia aceea? Dar o știa toată cetatea. Dar Domnul știa și altceva. Știa ce gândește Simon. Știa ce gândește Simon. Simon știa ce fel de femeie. Nu știa toată cetatea ce fel de femeie. Dar Domnul Iisus știa ce gândește Simon. Și atunci Domnul îi spune, Simone, am să spun ceva. Domnul știe ce gândești tu aici. Biblia spune, n-avea trebuit să se facă nimeni nicio mărturisire, fiindcă el însuși știe ce este om. Domnul știe. Știe pe fiecare cât de mult ne-a doborât păcatul, cât de jos ne-a dus păcatul. Pentru că
Este un mare adevăr ceea ce spune Genesa. Păcatul pândește la ușă, dorința lui se ține după tine, dar tu să-l stăpânești. Eu cred că și mie o să sunteți tot așa, plămădeală ca și mine, slabă. Eu de multe ori așa folosesc o expresie, material românesc. Este o vorbă, așa că material slab, păcătos. Eu nu știu ce măsură păcatul a dat busna, dar știu că el dă busna. M-am trezit în situații în care n-aș fi vrut să mă trezesc niciodată. Sunt situații pe care le-am regretat, că am ajuns. Pentru că și în viața mea, ca și în viața ta, păcatul dă buzna. Și odată păcatul intrat, ne duce jos de tot. Și ne aduce în situația aceea de nimeni. De aceea, dacă ești aici și te gândești la viața ta, poate te gândești la o zi anume, poate te gândești la o situație anume, poate te gândești la o perioadă din viața ta, poate te gândești la un păcat anume. Aș vrea în seara aceasta să-ți spun, ia cuvântul lui Dumnezeu, pe cel ce a ajuns un nimeni, un zero, din cauza păcatului, îl caută Dumnezeu. Citit ceva din istoria Vaticanului și lucrul acesta este consemnat în câteva scrieri, atunci când a murit Papa Ioan Paul al II-lea, celebru papă, omul acela care, fiind de origine polonez, numele lui înainte de a fi slujitor la Vatican era Wojtyla. Omul acesta a fost un om cu mare influență. Locul lui a fost luat de cardinalul Ratzinger, care atunci când toate privirile cardinalilor s-au îndreptat spre cardinalul Ratzinger, care încă trăiește, este singurul papă care și-a dat demisia, și alții spun că datorită teologiei lui conservatoare și-a dat demisia. Sunt lucruri foarte interesante. Spune că atunci când privirile cardinalului s-au îndreptat spre cardinalul Ratzinger, ca el să fie papă, a fost întrebat: ce nume de slujitor ați dori să aveți? Pentru că în bisericile tradiționale, de la un anumit nivel, își iau numele de slujitori. Deși papa actual are numele lui de slujitor. V-am spus, Wojtyla, care a fost polonez și a luat numele de slujitor, papa Ioan Paul al II-lea. Ratzinger, care era de origine germană, și-a luat numele de slujitor Benedict al XVI-lea. Și l-a spus, dacă eu voi fi ales papă, aș vrea să am numele Benedict al XVI-lea. Și imediat Vaticanul a făcut rezervarea de nume, ca la firme. În România nu-i voie ca două firme să aibă același nume. Dacă se suprapun, trebuie să schimb numele. O singură firmă și se face rezervarea de nume. Și când au făcut rezervarea de nume, au constatat că este deja făcută rezervarea pe numele Benedict al XVI-lea. S-au interesat emisarii Vaticanului, care nu-s puțin la număr, imediat s-au interesat cine e proprietarul acestui nume, Benedict al XVI-lea. Și au găsit că este un cetățean italian, din Roma, catolic. Imediat s-au dus la el. Au luat legătura cu el, l-au întrebat, aveți proprietate, ați făcut reținere pe numele Benedict al XVI-lea? Și el a spus, da. Avea el așa o pasiune să facă rezervare pentru nume așa mai deosebite. Și atunci emisarii Vaticanului au spus, vrem să cumpărăm acest nume. Ce cer? Și așteptau să-și ceară sume mari. Ascultați ce a cerut omul acela. A spus, vreau trei lucruri. Unu, vreau să primesc o pălărie din acelea pe care le-au cardinali la Vatican. Cardinali la Vatican au niște pălării așa mai interesante, o formă mai interesantă, și vreau să primesc o pălărie. Vă imaginați ce problemă era pentru Vatican ca să-i dea o pălărie, să aibă și el o pălărie cum au cardinalii. Ce, nicio problemă, primește o pălărie. Și a spus, doi, vreau să am un concediu de 2 săptămâni în hotelul Vaticanului și să mi se permită să vizitez locuri care nu sunt accesibile marelui public. Și a spus, uite, și asta se face. Ceea ce vă spun e adevărat. Și apoi a cerut cel de-al treilea lucru, care, pe cel care scria lucrul acesta l-a surprins și m-a surprins și pe mine. Și a spus așa, vreau iertare de păcate. Pentru a treia săptămână din anul 1987, luna martie. A treia săptămână din luna martie 1987, vreau iertare de păcate. Și cel care știa și a consemnat lucrurile acestea și le-a dat publicității, a pus întrebarea, oare ce a făcut omul acela în a treia săptămână din luna martie a anului 1987? Nu știu, dar știu ceva. A fost o perioadă critică, a fost o săptămână critică din viața lui. Și a zis, pentru săptămâna aceea vreau iertare de păcate. Poate stând aici în seara aceasta, te gândești la o zi din viața ta, la un moment de cădere, sau poate la o săptămână, sau la o lună, sau la o perioadă din viața ta. În seara aceasta am o veste bună. Pe cel ce a ajuns jos de tot, datorită păcatului, pe cel ce a ajuns un nimeni, un zero, că păcatul te aduce să fii un zero, te caută Dumnezeu.
Se aude strigarea. Și nu strigă David, strigă Dumnezeu. A mai rămas cineva? Vreau să-i dau viață din pricina jertfei de la Golgota. Vreau să-i dau viață din pricina Fiului meu, Iisus Hristos. Și cea de-a treia subliniere. Dumnezeu îl caută pe cel ce a ajuns un nimeni datorită alegerilor greșite. Să știți că de multe ori ajungem să coborâm, ajungem să fim un nimeni pentru că am ales greșit. Și vă dau două exemple din Biblie, pentru cei care citiți Sfânta Scriptură, sunt foarte cunoscute. Unul din Vechiul Testament și unul din Noul Testament. Din Vechiul Testament. În Vechiul Testament, Dumnezeu la un moment dat, un moment dificil din viața poporului evreu, înainte ca evrei să aibă împărat, cum aveau celelalte popoare, înainte să ajungă Saul și David și apoi Solomon împărat, Dumnezeu i-a condus prin judecător. Oameni hăruiți de Dumnezeu, oameni cu chemare din partea lui Dumnezeu, oameni înzestrați cu o înțelepciune deosebită, cu puteri deosebite. Și unul dintre judecătorii proeminenți din cartea numită Judecător din Vechiul Testament este Samson. Omul acesta a avut o putere deosebită, a avut o influență deosebită, dar avea un secret al puterii lui. Și spune Biblia că la un moment dat și-a vândut secretul puterii și și-a pierdut ochii. Și omul acela care odată, într-o noapte, a dus în spate porțile unei cetăți, omul acela a ajuns să fie de râsul și de batjocuri a filistenilor. S-au adunat cu miile ca să se distreze, ca la minune, ca la spectacol, cum spunem noi, ca la urs, când puternicul Samson învârtea la râșniță cu ochii scoși afară. Și spune cuvântul Domnului în cartea Judecători, în capitolul 16, versetul 25, în bucuria inimii lor au zis, chemați pe Samson ca să ne desfăteze. Au scos pe Samson din temniță și el a jucat înaintea lor, l-au așezat între stâlbi. Și atunci Samson rostește celebra aceea rugăciune, Doamne Dumnezeule, numai de data aceasta, cu o singură lovitură, să mă răzbun pentru cei doi ochii ai mei. Dar puternicul Samson, judecătorul Samson, spraima filistenilor, a ajuns de râsul filistenilor și a ajuns un nimeni pentru că a ales să-și vândă secretul puterii. Datorită alegerii greșite pe care a făcut-o, datorită alegerii greșite pe care a făcut-o în căsătorie, dragi tineri, când s-a căsătorit cu Dalila și a pierdut puterea și n-a mai fost judecătorul lui Israel, ci a fost batjocura filisterilor. Atenție ce alegem! Și Noul Testament, de exemplu din Noul Testament, este din pilda Domnului Iisus Hristos, din pilda Fiului Risipitor. Unul dintre fiii tatălui, dintre cei doi fii, își cere partea de avere, cere independență, alege să plece. Atâta timp cât are parte de avere, are prieteni. După ce se termină averea, ajunge păstor la porci și păstorește turmele străinului. Biblia spune că ar fi dorit să sature cu roșcovele pe care le mâncau porcii și n-avea suficient. Erau prea puține roșcovelele ca să se sature. Și atunci și-a venit în fire. Dacă a făcut o alegere greșită, a făcut și o alegere bună și a zis, mă întorc apoi la tata, fără nicio pretenție. Zis, câți argați ai tatălui meu, adică câți robi din casa tatălui meu au belșug de pâine și mor de foame aici? S-a întors la tata și tata l-a primit cu bucurie și a făcut sărbătoare și a tăiat vițelul cel îngrășat, i-a pus încălțăminte în picioare, i-a dat haină nouă, i-a pus inel în deget. Și a fost o mare sărbătoare pentru că a spus tatăl, a fost mort și a înviat, a fost pierdut și a fost găsit. Dragii mei, e așa de important ce alegem. Fratele Niculiță Moldoveanu, cel care a scris multe din cântările pe care noi le cântăm, făcea următoarea mărturisire că el a fost de mai multe ori închis și odată a ieșit din pușcărie când era zi de alegeri, cum ar fi duminica viitoare, pe 11 decembrie. Dar era în vremea celuilalt regim, care n-avea nicio importanță. Cine votează, cum votează, important era cine număra voturile și se știa totdeauna cum iese voturile. Dar spunea el, zice, m-am întors acasă și când m-am întors acasă am vrut să mă port și eu ca un om obișnuit, să mă duc și eu cu oamenii de pe strada mea la circunscripția la care eram arondat și să aleg și eu. Și când m-am dus acolo la circunscripția unde trebuia să aleg, cei de acolo m-au căutat pe listă și în dreptul meu era scris, nu are voie să aleagă pentru că a fost condamnat. A spus, domnule Moldoveanu, nu aveți voie să alegeți. Și spunea el, am plecat așa trist, așa în sufletul meu și am zis, uite, am vrut să mă port și eu ca cetățean obișnuit, să-mi fac datoria de cetățean, că alege e o datorie de cetățean.
Și spunea el, zice, am ieșit de acolo dezamăgit că nu m-au lăsat să aleg. Și în timp ce eu trăiam această dezamăgire, după ce am ieșit din pușcărie, spunea, în momentul acela, în cugetul meu mi-a vorbit Dumnezeu. Și mi-a spus Dumnezeu, nu te-au lăsat să alegi, tu alege-mă pe mine. Și atunci a scris cântarea pe care noi o cântăm, Iisuse, dintre toți te aleg mereu, în orice zi și în orice clipă, că Tu ești viața sufletului meu și harul care mă ridică, te aleg mereu, te aleg mereu, Iisus, Mântuitorul meu. Și de atunci, din momentul acela, noi avem această capodoperă, această frumoasă cântare, Iisuse, dintre toți te aleg mereu. Dragii mei, sunt situații în care, datorită alegerilor greșite, coborâm jos de tot și ajungem un nimeni. În seara aceasta eu vă fac această invitație. Haideți să-L alegem pe Domnul Iisus Hristos. Este cea mai frumoasă alegere. În viață m-am bucurat de multe lucruri. În vremea cealaltă, când dintr-o clasă de liceu ajungeau la facultate 2-3, eu venind dintr-o familie modestă, de undeva din județul Sălaj, mi-a ajutat Dumnezeu să pot să ajung la facultate. Mi-a ajutat Dumnezeu să am o poziție bună în societate. Dar vreau să vă spun, cel mai frumos moment a fost momentul acela când eram elev la de liceu. Părinții mei nu erau pocăiți. Aveam niște rudenii pocăite. Noi nu aveam adunare la noi în sat. Mergeam la 5 km. A fost momentul acela în care mi-am deschis inima pentru Domnul Iisus Hristos. Și L-am ales pe El, Mântuitorul meu. A fost cea mai frumoasă alegere. În seara aceasta vă fac această invitație. Haideți să-L alegem pe Domnul Iisus. Frați și surori, să-I spunem încă o dată Domnului că-L iubim. Pentru că înainte să-I spunem noi, ne-a spus El. Și El ne-a spus cum ne-a spus nimeni niciodată. Ne-a iubit așa de mult și a dat viața pentru noi. A ales să moară în locul nostru și pentru păcatele noastre. La Golgota a murit Iisus Hristos. Haideți să-L alegem pe El. Dumnezeul caută pe Cel ce a ajuns un nimeni. Poate împrejurările potrivnice, nefericite, te-au dus jos de tot. Poate păcatul ne-a coborât acolo. Poate alegerile pe care le-au făcut ne-a dus jos de tot. Dar în seara aceasta vă fac această invitație. Haideți să-L alegem pe Domnul Iisus Hristos. În luna aceasta se împlinește un an de zile când am trăit o experiență frumoasă. A fost invitat la o seară de colinde la o biserică în Austria. Un prieten păstor care slujește acolo într-o biserică mare m-a invitat la o seară de colinde. Biserica lor a pregătit o seară în care formațiile bisericii, corul mare, cum ar fi corul dumneavoastră, corul de copii, orchestra, fanfara, toate au colindat. Era un program special de colinde. Și fiecare membru din biserică a fost chemat și a fost motivat să invite și pe alții, să invite și alți români la sărbătoarea aceasta de colinde. Și eu am fost invitat să rostesc o predică. Și mi-aduc aminte când s-a început slujba aceea, deci acum în decembrie se împlinește un an de zile, când a început slujba, păstorul bisericii, primul lucru care l-a făcut după ce a salutat pe toți participanții, a spus, aș vrea să salut în mod special pe cei care sunt prima dată aici în biserică, care nu au mai fost niciodată prieteni invitați de membrii bisericii. Și s-a ridicat un grup destul de important de persoane care erau pentru prima dată în biserică. Între persoanele care s-au ridicat, eu stăteam așa cum stau aici, frații, pe primul rând, de persoane care s-au ridicat, a fost și o persoană care s-a ridicat în spatele meu și mi-a tras atenția. Când el s-a ridicat în picioare, era un bărbat mai înalt decât mine, eu l-am apreciat așa că ar avea undeva maxim 70 de ani. Și când s-a ridicat în picioare, păstorul știa ceva despre el. I-a rostit numele și i-a spus, Domnule, și i-a spus pe nume, câți ani aveți? Și omul acela, cu o voce gravă, așa de bas pedală, a spus așa, 93. Și atunci m-am întors înapoi să văd, am văzut bine? M-am uitat la el și nu m-am înșelat. Așa cum vedeam eu, am spus, n-are mai mult de 70 de ani. Dar omul acela a spus că are 93 și a stat jos. Și mi-a tras atenția și timbrul acela vocal, grav, de bas. S-a avut loc slujba, s-a colindat, au colindat formațiile. În final eu am predicat, ca și în seara aceasta, și s-a terminat slujba. Când s-a terminat slujba, la biserică în diaspora, nu-i ca în țară. În diaspora, când se termină biserica, grupuri, grupulețe și discută și te trezești că după o jumătate de oră încă ești tot în biserică. Eu mă uit la noi, azi dimineața am fost la cină la Aleș, mă uit și la biserică la Speranța și în Cluj și peste tot în țară. Am văzut,
Când se eliberează biserica, în câteva minute parcarea e goală și biserica se poate închide. În diaspora nu e așa. În diaspora se stau, se întâlnesc, mai povestesc. Poate sunt care nici nu pot să vorbească și n-au colegi de muncă români și se întâlnesc la biserică și mai povestesc. Și ne-am trezit după poate 15, 20, poate o jumătate de ori, ne-am trezit că eram tot în biserică, foarte mulți. Și eram grupuri. Eu m-am mai întâlnit cu persoane care le-am cunoscut, vorbeam cu unul, cu altul. Și la un moment dat am văzut un grup de bărbați care stăteau împreună și am văzut că în grupul acela de bărbați este și bărbatul acela bătrân. Și un frate din comitet a venit la mine și a spus: frate Moldovan, te rog să vii. Și m-a chemat acolo în grupul acela de bărbați. Și când am ajuns în grupul acela de bărbați, l-am văzut pe omul acela de 93 de ani că plânge. Și am întrebat ce s-a întâmplat. Și omul acela, plângând, mi-a spus așa: domnule predicator, eu m-am născut în România și am făcut liceu în limba română. Când am terminat liceu, m-am dus la facultate la Budapesta și am terminat cu brio facultatea la Budapesta. După ce am terminat facultatea, m-am mutat în Germania și am început de la nivelul cel mai de jos, de simplu muncitor. Și am ajuns directorul companiei și a spus numele companiei la care a ajuns director și până la pensionare am fost directorul companiei. Păstorul mi-a spus mai târziu că actualmente compania respectivă este locul pe 3 în lume pe ramură și el a fost directorul companiei în Germania. Și până la pensionare am fost directorul companiei. Și totdeauna m-am considerat un om religios. Totdeauna am avut sentimentul că Dumnezeu este cu mine, că Dumnezeu îmi poartă de grijă, că Dumnezeu mă ajută. Aveam sentimentul că Dumnezeu călătorește cu mine. Dar zice, plângând mi-a spus. Și nu eram eu, acolo eram mai mulți frați. Era păstorul bisericii, frați din comitet. Și a spus: în seara aceasta mă duc de la biserică, dar mă duc cu Iisus Hristos în inima mea. Și eu am zis: mărit să fie Domnul! Un om la 93 de ani. A spus, totdeauna am avut sentimentul că mă considerat un om religios. Și mă duc cu Iisus Hristos în inima mea. Eu nu știu dacă o să ajung sau o să ajung la 93 de ani. Vreau să vă spun că în relația Dumnezeu-om, Dumnezeu totdeauna vorbește numai cu astăzi. Astăzi dacă auzi cuvântul, astăzi du-ți în pietre inima, astăzi să-L primești pe Domnul Iisus. Și eu spun, cum spunea Pavel când îi scria lui Tit, vreau să spui apăsat aceste lucruri. Și o spun apăsat. Dacă împrejurările ți-au fost potrivnice și ai ajuns jos, te caută Dumnezeu. Dacă păcatul te-a dus în situația să ajungi un nimeni, în seara aceasta are Dumnezeu un cuvânt pentru tine. Te caută Dumnezeu. Dacă ai ales greșit în viață, în seara aceasta, cea mai bună alegere este să-L alegi pe Domnul Iisus Hristos. Și nu am alt gând. Cred din toată inima ceea ce v-am predicat în seara aceasta. Dumnezeu îl caută pe cel ce a ajuns un nimeni. Dacă ți se potrivește cuvântul acesta, ia-l pentru tine și mă rog din toată inima, Dumnezeu să ne binecuvinteze pe toți. Amin.